Cătălin Hâldan a murit pe terenul de fotbal la vârsta de doar 24 de ani. El a rămas în memoria suporterilor dinamoviști drept unicul capitan datorită ambiției, dăruirii, spiritului de sacrificiu, dar și atașamentului față de club. În teren transmitea dorința de victorie cu echipierilor, iar în afara terenului avea un comportament exemplar. Campion și câștigător al Cupei României, a jucat 138 de partide în tricoul alb-roșu, marcând 6 goluri. Cătălin Hâldan rămâne în sufletul tuturor dinamoviștilor. A fost un jucător memorabil, el nu înșela fotbalul, juca orice meci la sacrificiu, a declarat Ioan Andone, un alt nume uriaș din istoria câinilor. În semn de prețuire, o peluză a stadionului din Ștefan cel Mare, cea în care stă galeria, a primit numele lui. De asemenea, Dinamo a retras tricoul cu numărul 11, purtat de unicul capitan.